8 motive care te vor face să mănânci mai des mămăligă. Mămă Porumbul este bogat în acizi grași nesaturați, 85-90%, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu și fibre. Chiar dacă prin fierbere își pierde din substanțele nutritive, peste 60% dintre acestea se păstrează. Are proprietăți astringente, diuretice, antiinflamatoare, tonice, fiind utilizat în primul rând ca aliment, cereală și apoi ca plantă medicinală. El a fost îndelung utilizat în bucătăria tradițională românească prin făina de mălai gătită. Are efect împotriva stresului, fiind bogat în vitaminele din grupa B, mai ales în vitamina B1, care reacționează asupra funcționării sistemului nervos, a mușchilor, a inimii și asupra producției de globule roșii. Prin conținutul de vitamina E, ne protejează împotriva artritei, scade nivelul colesterolului, reducând astfel riscul de ateroscleroză și, implicit, de infarct. Ajută și la procesul de reînnoire al celulelor. Mai mult, porumbul fiert conține și potasiu, necesar pentru buna funcționarea mușchilor și a inimii. Carbohidrații cuprinși în porumb dau energie și nu permit depunerea grăsimii. Un consum moderat poate duce chiar la scăderea în greutate, pentru că anumite molecule din compoziția porumbului grăbesc degradarea grăsimilor. Totodată, vitamina A, conținută în porumb, este un antioxidant natural foarte important pentru sănătatea ta și funcționarea corectă a organismului, pentru un metabolism rapid, care te ajută să slăbești ușor. Datorită bogăției în fibre, porumbul reglează tranzitul intestinal. Este și un bun diuretic și, consumat în mod regulat, poate preveni retenția de apă în organism. Pentru detoxifiere, este indicată și mătasea de porumb, consumată sub formă de ceai. Specialiștii germani în biologie celulară vegetală de la Universitatea din Köln au descoperit recent prezența în boabele de porumb a unor substanțe derivate ale acizilor arahidic și palmitic, extrem de importante pentru sănătatea organismului. Substanțele cu pricina sunt, din punct de vedere chimic, acizi grași, cetoacizi, rezultați din oxidarea acidului palmitic și arahidic. 1. Consumul de mămăligă reglează concentrația de glucoză în sânge, fiind de folos diabeticilor. 2. Mămăliga este adjuvant în detoxifierea organismului și curățirea intestinelor. 3. Reglează glicemia. Porumbul ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge, consumul de molai fiind indicat în cazul diabeticilor. Reduce și cantitatea de colesterol din sânge, scade riscul de ateroscleroză și de infarct. 4. Are grijă de ovare. În cazul în care nu știai, mămăliga ajută la revitalizarea funcțiilor sexuale. Femeile care obișnuiesc să mănânce mămăligă în mod frecvent au o activitate ovariană mai intensă și o viață sexuală mai activă. 5. Ajută la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea cancerului de colon. 6. Influențează în binestarea de spirit. 7. Vinde la prin conținutul de vitamina A8. Gastrita chiperacidă și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mămăligă caldă în lot de pâine, mălaiul având, pe lângă efectul de reducere a acidității și o acțiune ușor calmantă, sedativă. Poftă bună și multă sănătate! Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul.